cu Liviu, Maria și Mario, dragii mei. Înainte de a intra pe ultima 100 de metri, vreau să le mulțumesc prietenilor noștri Presto Pizza, Everard, producător de canapele, Sweet by Marvio, Alca și, bineînțeles, prietenilor mei de la Dormen, care mă îmbrac atât de frumos și arăt atât de slim fit și de super bărbat. Și acum fiți atenți. Avem, înainte de asta, avem și noi, l-avem pe Marius, care are 2 ani și a venit din Republica Moldova și este aici, în București, la spital. Are nevoie de o operație care se poate face numai în străinătate. Și încercăm să ajutăm cum putem. Voi aveți acum garantat 5.000 de lei. Da. În următoarea probă puteți câștiga încă 5.000 de lei, adică puteți ajunge la 10.000 de lei. 100 de milioane de lei vechi. Foarte bine. Pe ecranul din spatele nostru va apărea un panou cu 20 de numere. În spatele fiecărui număr se află o imagine cu o anumită însemnătate pentru voi. Da? Adică fiecare imagine are ceva. Ceva legat de viața voastră, de familia voastră. Avem câte 2 poze la fel, în total 10 perechi. Da? Da. Pentru început, le veți vedea timp de 5 secunde pe toate, după care le ascundem. La fiecare pereche descoperită, primiți încă 500 de lei. Perfect? Da. Dacă descoperiți toate perechile, aveți în total 10.000 de lei cu cei 5.000 de lei. Yes. Cu care, bani cu care o să-l ajutați pe Marius. Da. Perfect. Mai întâi, sunteți gata? Sunteți gata toată lumea? Toată lumea la locuri, haideți, poftiți la loc, aici pe bulină. Poftiți, vă rog. Eu voi sta în spatele vostru aici, mai bine. Bun. Dragii mei, hai să vedem panoul cu numere. Atenție, o să le întorc 5 secunde. Da? Memorie vizuală. Hai să întoarcem toate imaginile. Brașov, bani, Monopoly. Bun. Gata? Da. Memorat, Mario? Memorat, Maria? Aveți 60 de secunde. Pe locuri? Da. No. 3! Trei cu 13. Bine! Bine! 1 cu 8. 1 cu 8. Da! 1 cu 7, bă! Zi, oricare, hai! 11 cu 5. 11 cu 5. Bine! Hai, următor! 10 cu 6. 10 cu 6. Hai, următorul! 6 cu 15. 6 cu 15. Hai! 19 cu 17. 19 cu 17. Nu! Aha. 19 cu 8. 19 cu 8. Bine, hai! 17 cu 6. 17 cu 6. Nu! Nu! 12 cu 4. 17 cu 4. Hai! Bine! Yeah! 1, 2, 3, 4 perechi ați descoperit. Încă 20 de milioane. E foarte bine. În total 7.000 de lei vor merge către Marius. Am încercat. Asta înseamnă să lucrezi în echipă. Bravo, felicitări. Hai că a fost foarte bine. Da. Bravo, domnișoară. Bravo. Ați fost cea mai bună în această seară. Copii, ia uite, avem și cecul. Dărim 7.000 de lei. Pentru Marius. Lui Marius, da. Doamnelor și domnilor, totul e bine când se termină cu bine. Vedetele din această seară au scăpat basma curată, dar în emisiunea viitoare eu nu garantez nimic. Noapte frumoasă, la revedere! Bine m-am găsit! Bine ați venit. Aveți un copil foarte frumos, să-i dea Dumnezeu sănătate și să facă bine. Mă bucur enorm de mult că am putut să concurez la emisiunea Aici eu sunt vedeta. Sunt foarte onorat să vin în casa noastră să donez câștigul pe care l-am acumulat la emisiune, 7.000 de ron. Și sper să vă ajute foarte mult acești bani. Spune-mi și mie, te rog, despre această poveste cu Marius.
Păi, până în ziua în care am aflat, credeam că aveam un copil perfect sănătos. La un an am făcut apelul nefrită și am făcut ecografie la organele interne. Și atunci am depistat. Au depistat doctorii. Inițial nici nu ne-au zis ce ar fi. Era vorba de o formațiune la ficat și se presupunea că ar fi un hemangiom. Am început să facem investigații la Chișinău, am făcut un CT, am făcut o biopsie și nu prea coincis părerile medicilor cu cei de la noi de la Chișinău cu cei de aici. Și am venit la o consultație, am venit aici la București. Și doamna profesoară, care îi mulțumim foarte mult că ne-a ajutat și ne-a evaluat cazul, ne-a internat imediat și chiar a doua zi am început tratamentul. El e foarte curajos și foarte cu minte, ceea ce îmi ușurează și mie un pic, că stă la perfuzie câte 70-80 de ore într-o cură. Sper ca Marius să facă bine și să ajungeți cu bine acasă, sănătoși și în putere. Să dea, Domnul, așa să fie. Mulțumim mult pentru... Cu mare drag. Ajutorul vostru. Cu mare drag.